Am dat cu toții din alertă în alertă. Începând de astăzi, din nou, suntem în stare de alertă pentru o lună de zile. Nu are nicio importanță, credem noi, pentru că ne-am obișnuit. Numai că lucrurile nu stau așa. De vreme ce nu mai moare aproape nimeni, cel puțin pentru moment, din cauza coronavirusului, nu e. Ușor de înțeles de ce guvernul decide iar și iar să ne țină în stare de alertă. Pentru mulți pare o enigmă. Nu este o enigmă. În starea de alertă, oricând, pot fi uh, introduse interdicții privind demonstrațiile. Și vine o vară a demonstrațiilor. Vine o vară când mult mai mulți elefanți decât cel care a fost uh, lăsat după ce a fost aurit la Cotroceni, vor împânzi Bucureștiul. Și ne vom trezi cu mulți elefanți în Piața Victoriei. Și atunci o stare de alertă este numai bună pentru că pot fi trimiși jandarmii.